Mă auzi? Da, eu te aud, mă auzi? Da, foarte bine te aud. Hai să vedem. Bună, bună tuturor! Domnilor, bine ați venit! Haideți să vedem dacă... Dacă este totul ok sau trebuia să mai așteptăm să intre și invitatul nostru și să vedem dacă merge. Trebuie să, deci suntem live, da? Da, deci suntem live. Super! Mă uitam să văd dacă suntem sau nu. Da, uite, deja avem trei ochișori și am mai venit de ceva. Bună, ne auzi? Da, sigur. Mă uitam să văd dacă suntem sau nu. Da, uite, deja avem trei ochișori, ne-au venit de ceva. Salut, Cătălin! Bine, salutare, salutare, mulțumesc din suflet, salutare, dragi. Unde? Pentru că aici, acum a apărut și pe Facebook. Nu a apărut să Cătălin pe grup. Ok. Nu știam dacă... Dacă merge sau merge, ok. Funcționează, avem și patru persoane. Voi vedeți comentariile, ceva? Da. Momentan nu văd nimic. Eu văd de pe aplicație, deci de pe telefon văd comentariile, da? Ok, super. Este foarte important ca să putem pune tag persoanelor care sunt în acest grup, bineînțeles, în coment, pentru cei care sunt aici, da? Da. Mai puțin, poate intră mai multă lume, poate. Ok, cu siguranță. Se aude în ecou, spune cineva. Alexandra spune dacă se aude bine, te rog frumos, ne spui, te rog, dacă se aude ok. Ok, genial, genial. Cum sunteți, dragilor? Care este energia astăzi? Energia e foarte sus. Foarte mare. Mă sună unul de telefon. Sunt persoane conectate, văd în acest moment, ok? Fabulos, fabulos. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația în acest call minunat și pentru prima oară când folosesc această aplicație și este genială, deoarece ne putem conecta în live, în Facebook, din mai multe colțuri ale lumii. Felicitări, Oana, pentru acest grup minunat. Știu că sunt persoane extraordinare, cu superbă energie. Știu că intenția a fost una pe măsură pentru a inspira mulți oameni. Vreau să-l felicit și pe Cezar în acel moment pentru determinare. Suntem conectați din Spania, Germania și România în acest moment, o familie internațională. Și cu siguranță acest call a fost creat pentru a inspira cât mai multe persoane care sunt pe acest grup și de asta rog pe fiecare om care vede această prezentare, bună Bianca, bună, să puneți tag, să puneți numele persoanelor care sunt în acest grup, da? Deoarece ei, ca să le captăm atenția, să vadă acest call, deoarece este foarte, foarte important pentru fiecare dintre ei. Știu că probabil, dacă nu mă și l-ați pregătit cu o serie de întrebări pentru mine și sunt extrem de încântat ca să răspund la ele, da? Ok. Încă, dacă aveți ceva, vreun zgomot de fundal, orice zgomot de fundal aveți, văd că se aud multe lucruri și haideți să le oprim. Sunt 6 persoane conectate, deoarece am și telefonul la îndemână. Ok, o să fim ce mai mult, să punem tag persoanelor, este extrem de important, da? Deoarece o să fie un grup foarte, foarte, foarte activ. Super! Eu am început cu tagurile, nu mi-apar toți membrii, că am încercat să o fac înainte, să intream, dar nu mi-apăreau persoanele ce le-am pe Facebook, nu persoanele ce le-am pe grup. Și atunci am spus, oricum, acest video va rămâne aici pe grup. Exact. Și după o să încerc să intru în contact cu fiecare persoană în parte. Eu nu știu cum să anulez sunetul aici de la notificări. Ok, ok. Apoi, nu? Da. Ok, să încep eu. Mulțumesc frumos, Cezar, mulțumesc frumos, Cătălin, că ați acceptat să intrați în acest apel. Ne bucurăm să te avem aici, Cătă. Da, o să am puține emoții, mă scuzați. Am vrea să ne împărtășești un pic din experiența ta. Știm că
Tim, eu cu Cezar. Păi, faci de 5 ani network marketing. Da. Păi, cam cum a fost parcursul tău acești 5 ani de zile și cum ai început? Ok. În primul și în primul rând, felicitări tuturor persoanelor care se uită, bineînțeles, la acest call. O să vă spun câteva lucruri, detalii despre mine, bineînțeles, ca să știți ce persoană aveți în față, cine vorbește, este extrem de important acest lucru. Cătălin Matea este numele meu, am 38 de ani, am locuit în România până la vârsta de 18 ani, sunt născut în județul Harghita, în centrul României, și am locuit după aceea în Arad, după care la vârsta de 18 ani am plecat din România. Și am plecat în Italia, unde am muncit, bineînțeles, ca fiecare persoană care pleacă, eram foarte tânăr, dar îmi doream multă, multă evoluție. Și la vârsta de 33 de ani m-am întâmpinat cu această fabuloasă industrie network marketing, care mulți dintre noi probabil o consideră, cei care nu o cunosc și nu o iau în serios probabil, da? Care o iau așa ca pe un hobby sau ca pe o joacă. N-ai cum să descoperi ce este, ce înseamnă realmente industria de network marketing. Este imposibil. Și eu am o vorbă care spun întotdeauna: școala începe când se termină școala. Exact. Școala începe când se termină școala, deoarece mulți dintre noi mergem la școală, studiem, este un sistem care ne învață cum să mergem la un job, să avem un salariu fix, dar nu ne învață cum să fim liberi din toate punctele de vedere. Liberi în a ne exprima, liberi în a ne câștiga valoarea noastră, pentru că în momentul când suntem doar simpli angajați, niciodată nu o să putem să ne să găsim exact valoarea noastră. Imposibil, pentru că suntem, bineînțeles, angajați. Și pentru mine network marketing-ul, nu am făcut niciodată network marketing, deci a fost prima companie, bineînțeles, și în momentul când am fost, munceam ca și bucătar șef, asta era meseria mea, avea o meserie fabuloasă care îmi lua tot timpul liber din viață și în același timp mă priva de oameni noi, deoarece toți oamenii mei erau clienți, dar eram în bucătărie, munceam cu 6-7 persoane zilnic, atât. Da, și colegii mei din sală, cei care serveau ospătarii. Și dar îmi doream în interiorul meu mai multă libertate. Și automat, dacă vreodată ați fost implicați în un sistem de network marketing, dacă sunteți pe acest grup sau ați spus vreodată, da, este datorită vouă, datorită imaginației și dorinței voastre de libertate, nimic altceva. Deoarece viața și Dumnezeu întotdeauna dă semnale. Noi cerem și ea ne dă semnale. Mereu, permanent, absolut mereu. Deci fără niciun fel de dubiu. Și atunci trebuie să fii doar atent și trebuie să fii atent că viața îți dă semnale și să faci din acele semnale ceva deosebit. Doar tu le-ai cerut, adică trebuie să ai respect pentru gândurile și dorințele tale. Așa s-a întâmplat la mine. Am vrut să călătoresc în toată lumea, nu știam cum o să se întâmple, nu știam nimic, doar nu imaginam călătorind. Și o prietenă bună m-a contactat, mi-a spus despre un proiect, nu știam că este network marketing, nimic, doar am văzut că este ceva fabulos, unde pot călători mai mult în jurul lumii, unde pot cunoaște oameni noi și am învățat de la oameni noi și mă fascina acel lucru și după aceea am înțeles cum se fac banii, deoarece inițial n-am înțeles, pentru că eu știam cum se fac banii muncind fizic, fiind bucătar. Dar asta pentru mine a fost deosebit, deoarece a început o școală nouă. De asta spun network marketing-ul, am văzut că este meritocratic, am văzut că trebuie implicarea ta, am văzut că ești plătit după meritele tale, nu după meritele altora. Da? Deci în momentul în care ești în bucătărie, da, tu poți să gătești o farfurie extraordinar de frumoasă, extraordinar de bună, dar în momentul în care ospătarul care o duce la masă are o atitudine care nu este ok, toată valoarea farfuriei s-a pierdut. Da? Dar aici este totul meritocratic, adică în momentul în care tu te implici, îți dezvolți abilitățile tale de a comunica cu oamenii cât mai mult, îți dezvolți abilitățile de a ajuta și a sprijini, de a nu fi ca într-o cursă, într-un job normal în care fiecare îl sapă pe celălalt ca să ajungă mai sus. Corect, aici este doar de a ajuta cât mai mulți oameni, de a fi empatic, de a le transforma dorințele în realitate, da? Pentru că îi ajuți, bineînțeles, și îi ghidezi pe un drum, atunci am zis este fabulos. Și este unul dintre lucrurile cele mai dificile de pe glob. Atenție! Probabil ar trebui să spun că totul este ușor, că sunt în acest col și să vă par că este totul simplu, dar atenție! De foarte multe ori, fiecare dintre noi suntem mult mai capabili ca să dăm sfatul celorlalți, dar noi nu facem acele acțiuni. De asta este dificil, deoarece în primul și în primul rând
spune, dacă vrei, bineînțeles, ca să ai ceva diferit, tu trebuie să te schimbi în primul și în primul rând. Pentru că dacă nu ai diferit, ești ceea ce tu ai, ceea ce tu ești. Ai ceea ce ești. Deci dacă vrei să ai ceva diferit, în primul rând trebuie să vină schimbarea de la tine, nu să ceri la altcineva. Lasă-te de fumat, îi spui altcuiva, dar tu fumezi în continuare. Pentru că fumează, dă un face asta, asta, asta. Nu mânca aia, pentru că automat, dar tu mănânci aia și așa. La fel. Deci, network marketing, cum am spus, pentru mine este o școală fabuloasă a vieții. Așa a început și s-a creat ceva deosebit. Dar dacă am răspuns la întrebarea ta și e satisfăcător să-mi spui ok, că o să răspund la următoarele. Este perfect. Ne-ai luat, ne-ai pus cum ar fi așa un pic capac. Pentru că exact chestia asta ce ai spus acum, ce ar însemna tine în network marketing, dar deja ai descris-o și într-un mod care... Da, da, sunt multe, adică pot să explici în... dacă stau să mă gândesc la bogățiile care mi le-a adus, sunt extrem de multe și nu vorbesc de bani aici, atenție, vorbesc despre valori, pentru că noi oamenii întotdeauna ar trebui să ne axăm nu pe a dezvolta contul bancar, dar pe valorile noastre. Dacă noi ne axăm să ne dezvoltăm valorile, care sunt valorile noastre, automat contul bancar va crește, pentru că energia noastră se schimbă, valorile sunt ridicate și atunci se poate realiza realmente orice. Sunt o persoană conectate, conectați cât mai mulți oameni acest call, deoarece este foarte, nu o să dureze, bineînțeles, mult, dar vă puteți reuita peste el. Contactați-ne, mesaj important în privat, deoarece știu că acolo sunt anumite persoane care se uită la acest call și vor o schimbare în viața lor și probabil nu știu de unde să înceapă, cum nu am știut eu. Am avut o imagine în cap că vreau să călătoresc și a venit mesajul din partea lui Dumnezeu, a Universului. Și în acel moment am fost deschis, l-am văzut și automat am profitat, bineînțeles, despre această ocazie. Ne poți spune câteva lucruri despre acest proiect, despre acest business în care, din care faci parte? Da, sigur că da, sigur. Deci eu am început proiectul pentru partea de vacanțe. Deoarece nu știam de cum se fac bani. O prietenă foarte bună din Arad m-a sunat, eram în bucătărie și mi-a spus: Cătălin, m-am înregistrat într-un club de călători. Și, dar nu știam că este ceea ce am cerut atunci în mintea mea, nu am conștientizat, da? Pentru că n-am conștientizat. Și ea mi-a spus în felul următor: trebuie să călătorești mai mult, te distrezi mai mult, cunoști oameni noi și faci bani. Și atât m-a atins exact unde simțeam eu că wow. Și zic: ok, Ramona, nu am știut nimic, zero, deci nimic. Și am spus: dacă tu ești, având încredere în amica mea, zic, sunt și eu 100%. Atât. Și de atunci a început procesul. Prima noapte n-am dormit deloc, credeam că am făcut o foarte mare prostie. Și 5 ani de zile am dezvoltat proiectul de travel, dar suntem foarte norocoși deoarece acum avem și partea de skin care de înfrumusețare și felicitări pentru cum ești machiată. Știu că folosești produsele și ești foarte, foarte încântată de ele. Întotdeauna în viață îmi place să aleg maximul. Deci niciodată nu o să dezvolt, niciodată exact, niciodată nu o să dezvolt o companie care nu este maximum pe piață, absolut. Deci în primul rând și în primul rând mă uit la recensii, mă uit la efectul care l-a asupra persoanelor, deoarece vreau ca să aibă un efect imediat. Pentru că astăzi fiecare este bun să vândă absolut orice. La fel a fost și cu partea de vacanțe. Am avut membership-ul și vacanțele cele mai frumoase. De asta am fost în 75 de experiențe de vacanțe în 5 ani de zile. Și marea surpriză este pentru peste 2 săptămâni o să avem un nou membership de vacanțe, o nouă platformă de vacanțe. Deci pentru toate persoanele care sunt în call, iubesc să călătorească, nu ezitați nicio secundă să întrebați persoana care v-a invitat în acest call despre ce este vorba. Cât despre produsele care sunt acum pe piață, personal încă nu mi-au ajuns, dar am văzut efectele, Cezar, știu care produsele, tu știi care produsele, le-am studiat, m-am uitat peste ele și nu doar atât, ca și consumator pot doar să fiu încântat, deoarece eu oricum cheltui bani de la alte companii pe produse și de ce să nu cumpăr din compania mea, ca să devin confident. Și nu doar atât, dar atenție, să spun, folosesc Giorgio Armani sau nu știu, folosesc o cremă de la Dior sau orice fel, da? Nu are. Oamenii mă întreabă cătă, wow, ce parfum ai sau ce ai sau cum, și eu recomand tuturor, dar mie nu-mi dă Christian Dior niciun cent, zero. Exact. Okay. Exact. Niciodată, pentru că îmi place să ies în lume foarte mult, sunt foarte mult conectat cu oamenii, oamenii văd, da, în momentul când ai grijă de tine,
pielea, tenul se vede, ok, îngrijirea mâinilor, părului, totul se vede. Și atunci oamenii, bineînțeles, se întreabă, wow, ce folosește asta? Dar nimeni nu mă premiază. Și atunci am spus, cum ar fi să recomand o companie și mai bună, o și mai bună, care deja are 900 de magazine la nivel global, da? Care sunt foarte, foarte cunoscute. Deci nu poate să... Știți, de obicei se întâmplă network marketing când e o companie să fie și acele scam, știi, videouri. Este scam, e companie de network, e sistem piramidal, bla, 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 bla. Și acum nu mai se poate spune nimic, deoarece compania există 900 de magazine în vânzări, în mall-uri, în toată lumea, în aeropoarte, în toată lumea. Deci n-ai cum să mai blame, n-ai cum să faci aceste lucruri, deoarece nu se mai poate. Ok? Deci trebuie. Deci exact. Deci sunt multe avantaje. Planul de compensare, la fel, pentru cei care își doresc să fac bani. Atenție, cine vrea să fie doar consumator, poate să fie consumator, să se bucure de produse și pe parcurs să devină și agent, gen să distribuie mai departe unde să facă bani, care mi se pare absolut genial, genial. Care face parte iar din descrierea network marketingului, care este fabuloasă. Știi cum e? Întotdeauna îmi place să fac bani, să fiu liber. Adică nu vreau să depind, dacă vreau să stau 3 luni într-un oraș, stau 3 luni într-un oraș, după aceea mă duc în altul. Asta este frumusețea network marketingului. Pentru că nu trebuie să ai un depozit cu tine, poți să dezvolți din orice colț al lumei, folosești produsele, ai travel-ul, foarte curând o să avem și partea de nutriție. Deci apropo, pentru cei care probabil vreți să dați din kilograme jos sau vă îmbunătățiți starea fizică, nu știu, mai mulți mumuși sau... Puteți folosi și un program fabulos, deci sunt multe, multe lucruri. Și mă bucur enorm de mult, dragilor, deoarece avem 3 frumoase industrie într-o singură companie. Deci, normal, când persoanele încep să facă network marketing, ar trebui să leagă 3 companii. Și știi cum e? Nici nu sună profesionist în momentul în care te duci la cineva și spui, uite, am o companie, dezvolt compania asta și am niște creme fabuloase sau make-up sau orice, da? Să spun, bun. Dar dacă nu-ți place asta, mai am o companie care are nutriție. Și chiar dacă nu-ți place și asta, uite, am travel-ul. Și la treia companie. Adică, ok, nu sunea profesionist. Sunea un multitasking și, ok, nu este profesionist. Deci eu personal, când... Dacă s-ar prezenta cineva la mine așa, trebuie să fii bun în ceva. Și de asta este unică companie cu plan de compensare. Nu ești confuz, nu ai 3 back office-uri diferite, nu intri în 70.000 de zoom-uri zilnic, deoarece ai 3 companii și la fiecare trebuie să intri. Ai una, o dezvolți frumos și este genial. Și mai ales că suntem primii în Europa. Deci probabil mesajul ăsta este primii în Europa. Dacă cineva înțelege acest lucru, da? Pentru că astăzi, dragilor, aveți foarte multe provocări și foarte multe tentații și foarte multă lume vă poate contacta și vă poate propune absolut orice. Vorbim de o companie de 15 ani pe piață, de sute de milioane de dolari, care în Europa suntem printre primii. Deci haideți să ne gândim puțin la compania Amway, dacă știți de ea, 50 de ani pe piață, Herbalife-ul, Avon-ul, multe alte companii, ok? Wow, cum ar fi ca să aveți primele coduri? Nu știți ce s-a întâmplat în Coreea prin această companie? 13 persoane au atins acel rang de $1,000,000. 13 doar în Coreea, într-o singură țară. În Europa nu este nimeni, adică cu siguranță veți fi următorii. Și depinde de voi, într-un an, 2, 5, 6, 7, 10, 20, dar e normal, atâta timp cât nu renunți, bineînțeles. Pentru că dacă nu renunți, asta e, o să vezi alții cum fac și pui like la fotografie. Exact. Încă o întrebare, te rog. În acest business, rezultatul este imediat? Mă auziți? Te rog, da, te auzim, da. În funcție de implicare, avem sprijin în această companie? Deci, ai spus ceva deosebit și dacă ești în acest col și vrei realmente, adică, atenție, sunt persoane care iau business-ul în serios și vor să facă bani sau sunt persoane care doar vor doar să fie prezenți într-un fel, dar nu vor să facă bani. Și niciodată, Oana, e în regulă, chiar dacă, ok, perfect, bun. Ok, deci niciodată să nu te focusezi, haideți să spun ceva, prefer să ai 20.000 de euro acum sau 1.000 de euro lună de lună pentru tot restul vieții, dar peste un an de zile? Eu rămân cu a doua variantă.
dau un exemplu pentru lumea care este aici, deoarece oamenii vor bani rapid. Da? În momentul în care vor bani rapid, am un sfat foarte important. Există, sunt compania care scrie Loto. Acolo se poate câștiga rapid în momentul când, da, dar nu știu cât câștigă. Întotdeauna sfatul care îl dau persoanelor este: în primele 12 luni de network marketing trebuie să te gândești cât investești în tine și după aceea să vezi rezultatele. Atenție, unii o să aibă rezultate imediat, pentru că se întâmplă, bineînțeles, și o să fie foarte rapid, depinde de implicarea fiecăruia, dar este foarte important ca să-ți dai 12 luni să devii cineva. Pentru că e foarte simplu, în momentul în care aici este de a construi echipă, nu este doar de a vinde, da? Pentru că e foarte important să ai clienți, să vin, să-ți fidelizezi clienții, dar trebuie să-ți formezi o echipă. Și asta înseamnă că trebuie să fii empatic, să-ți ajuți oamenii, să fii alături de ei, să-i sprijini permanent, da? Bun, și atunci automat trebuie ca să-ți dai 12 luni să investești. Întrebarea mea este, oare de ce oamenii m-ar urma? Pentru că nu este vorba de produse. Produsele sunt ok, atunci devin clienți. Dar dacă vrei să dezvolți network marketing, trebuie să te întrebi de ce oamenii m-ar urma pe mine. Exact. Exact, pentru că altfel sunt doar clienți și este în regulă. Atunci ei sunt clienți, e fabulos. Dar, repet, deci întotdeauna trebuie să te focusezi pe primele 12 luni cine vrei să devii, cât investești în tine, evenimente, prezentări, invitații. Asta este investiție. Să asculți oamenii care au succes foarte, foarte mult. Să treci peste nu-uri, să fii atât de îndrăgostit de nu-uri, de oamenii care îți spun nu, nu de cei care îți spun da. Să fii îndrăgostit de cei care ies din echipă și să le mulțumești că au stat atâta cât trebuie să stea pentru prezența lor. Să fii puternic, să-ți obișnuiești mintea și sufletul la astfel de lovituri. Da? Dar aici este vorba despre recorduri, să treci peste anumite bariere foarte, foarte mult. Mulțumesc frumos, Cătă. Cezar, ai întrebări? Da, am și eu întrebări. Am lăsat doamnele să vorbească prima oară. Cătălin, știu că ești o persoană vizionară și aș vrea să ne spui, dacă poți, ceva despre tehnologie. Unde vezi tu tehnologia social media în viitor? Ok, foarte. Deci, în primul și în primul rând, persoanele care, dacă vrei să vinzi, pentru că astăzi ca să faci bani trebuie să vinzi, corect? Deci altfel n-ai cum. Și acum 20 de ani nu te puteai, nu știu, arăta în Instagram, pentru că nu exista Instagram-ul sau TikTok sau alte rețele de socializare, Facebook-ul foarte puțin vizibil, nu știu exact de când există realmente. Deci se făceau publicitate prin pliante, nu? Erau pliantele, nici website-urile nu erau, pentru că nu era Facebook Ads și multe alte lucruri, ok? Deci trebuia să-ți faci pliante sau să pui pancarde pe pe marginea străzii, da? Sau mai era publicitatea din vorbă în vorbă, care este cea mai bună publicitate, corect? Asta întotdeauna a fost. Și la tine în Frankfurt, mănânci bine la tine, eu vin cu prietenii mei dau mai departe și uite așa se creează o cultură în restaurantul tău, pentru că ai creat o cultură ta. Da? Exact. Bun. Și, dar în momentul de față avem social media și fiecare dintre noi cred că este foarte important, pentru că fiecare, identitatea noastră determină viitorul nostru și destinul nostru. Deci în momentul în care noi ne ridicăm standardele și avem un profil ordonat, un profil frumos, un profil care inspiră alți oameni, chiar dacă nu o să avem rezultate imediat, dar pas cu pas va evolua, va crește din ce în ce mai mult și oamenii vor urma. Deci anticipați acest proces, pentru că asta este mesajul meu. Avem atâtea instrumente astăzi, da? Putem să publicizăm ceea ce facem în rețelele de socializare, cum sunt Facebook, Instagram, TikTok și multe, multe altele. Pretutindeni, da? Nu există niciun fel de limită, absolut. Iar pe viitor, cu siguranță sistemele trebuie automatizate. 100%. Probabil unii care sunt în acest col nu știu despre ceea ce vorbesc, dar sunt atâtea sisteme în care trebuie ca să-ți automatizezi vânzarea. Da? Amazonul este automatizat, toate companiile mari, este automatizat. Ce înseamnă acest lucru? Pe viitor va trebui, în viitorul foarte apropiat, bineînțeles, și pentru că persoanele care sunt aici, trebuie creat un website, trebuie creat un funnel, în așa în care să fii cât mai vizibil. Pentru că este vorba de timp. Da? Deci,
Social media, eu sunt pentru social media 100%. Un profil foarte bine ordonat, curat. Story, fotografiile clare în care să se vadă profilul. Extrem de important. Foarte, foarte important. Deci la fotografia de profil trebuie să fie fața ta, cum zâmbește, ok? Nu, nu știu, un tablou sau un întors cu spatele pe în spatele unei cascade sau pisică, sau pisica mai în fața ta decât tine în profil, că nu este profilul pisicii, e profilul tău, corect? Adică asta e, oamenii, atunci te întreb de ce oamenii m-ar urma? De ce oamenii m-ar urma? Și trebuie să fii deschis, să comunici permanent. Comunicare este esența vieții. Comunicarea. În primul rând să ai comunicare cu tine și să fii dispus să comunici cu toți oamenii. Cu toți oamenii, pentru că toți suntem geniali. Adică doar în mintea noastră catalogăm pe unul, aoleu, ăla este mai superior ca mine sau mai inferior ca mine, dar toți suntem geniali în felul nostru. Da, deci social media recomand 100% pentru orice fel de afacere, affiliate marketing, network marketing, pentru orice ce vinzi. Adică sunt mulți care își caută jumătate și tot network fac. E bine, adică comunică atât de mult, da, și bărbați cu femei, femei cu bărbați, bărbați cu bărbați, femei cu femei, ok? Bun. Dar comunică ca să... Da, wow, de ce nu te implica într-un network marketing unde să-ți creezi un venit pasiv? Pentru că oricum o faci virtual, adică nu se întâmplă nimic. Corect. Avem aici o întrebare de la Cristina. Așa? Cătălin, de ce lumea fuge când ascultă de când aude de MLM, network marketing? Da, foarte frumoasă întrebare, Cristina, mulțumesc pentru acest lucru. Pentru această întrebare. Lumea fuge deoarece eu am fugit. Deci nu fuge doar lumea, eu fac parte din acea lume, deoarece o să spun foarte, foarte simplu. Oamenii nu știu ce înseamnă network marketing, oamenii nu știu ce înseamnă multilevel și îl consideră unii dintre ei un sistem piramidal. Da? Piramidal. Și în acel moment, exact asta, eu am fost pus în aceeași condiție zeci de ani de zile. Și oarecum era dacă mă deschideam spre network marketing la 18 ani. Acum am 38, deci aveam 20 de ani de network marketing. Deci hai să ne gândim puțin cum o să fim peste 20 de ani fiecare dintre noi când dezvoltăm serios și profesionist network marketing. Wow! Nu aveți nici cea mai mică idee. Deci liber din toate punctele de vedere. Engleza mea s-a îmbunătățit. Am devenit trainer internațional între timp. Am început să mă apropii de dezvoltarea personală. Deci sunt enorme și enorme avantaje. Dar de ce oamenii fug? Deoarece ei ascultă sistem piramidal. Și neștiind ce înseamnă, deoarece nu se informează exact ce înseamnă, în acel moment în mintea lor se creează o durere, care este ceva ilegal, cel care e deasupra ta câștigă. Parcă într-un job clasic n-ar fi la fel, nu? Exact la fel. Îmi spui mie că profesorul câștigă mai mult decât directorul școlii sau universității unde e. Sau... Ok, sau este polițistul, nu? Și după aceea este celălalt mai sus, celălalt mai sus. Deci este, totul funcționează în așa fel, absolut. Dar atenție, în sistemul de network marketing nu este așa. Oricine poate să facă mai mulți bani decât oricine. Oricine. Pentru că așa este sistemul, în momentul când ți-ai format echipe, deoarece este meritocratic. Și pentru persoanele care sunt în acest col și ascult acest mesaj, înainte ca să... Același lucru eu, zeci de ani de zile, deci dragilor, marc maxim atenție, dar până am fost deschis să aud. Pentru că nu poate să vină bunicul meu să-mi spună că ce înseamnă network marketing când el lucra la căile ferate. Adică n-avea nicio legătură cu network marketing. N-a făcut. Deci gândiți-vă cât de eronată este și este cel mai mare handicap din lume ca să fii ignorant. Cel mai mare handicap de pe planetă, fără doar și poate, că e o atitudine proastă, deoarece iei informația unui om care el habar nu are, o pui în creierul tău exact cum spune el și o transmiți mai departe, dar nu știi. Și te poți priva de toată libertatea vieții, dintr-o singură întrebare eronată, din partea celorlalți. Deci este foarte, foarte important să te deschizi, să vezi ce înseamnă. Și automat în acel moment să iei concluzia ta personală. Pentru că eu pun să-i spun lui Cezar, brother, nu mânca trufe albe pentru că miroase a gaz. Și el spune, păi cum ăia dau 1000 de euro pe trufe albe și miroase a gaz și nu mânca că miroase a gaz și o să explodez noaptea în somn. Și el poate să transmită mai departe și se duce din generație în generație. Nu știu dacă ați citit, ok,
Este o poveste în care spune, era o mămică care făcea de mâncare și a luat o bucată de carne și a tăiat-o în două. O bucățică de carne și a tăiat-o în două. Și în două felii. Da? Această bucată de carne a făcut două felii din ea. Și atunci a întrebat-o copila, zice, mami, dar de ce gătești două felii de carne când puteai să gătești una? Păi zice că așa m-a învățat mamii tău, mamii meu. Și se duce la bunica, zice, bunica, auzi, poți să-mi spui și mie de ce gătești așa? Pentru că mama face ceea ce tu i-ai spus. Păi așa m-a învățat străbunica ta. Se duce la străbunica, care era foarte în vârstă, și spune, străbunica, de ce gătești? Pentru că tigaia era prea mică. Dar aceeași, înțeleg, aceeași, exact aceeași lucru a ajuns până la mama și probabil continua și fetița să facă, pentru că așa a fost învățat. Da? Dar nu știa nimeni motivul. De asta este foarte important ca să fim deschiși, să înțelegem ce înseamnă network marketing-ul. În momentul când este claritate, cum funcționează, o să vedeți că este ceea ce funcționează întotdeauna. Doar că aici este un plan de compensare în mijloc. Este meritocratic. Practic, putem să întrecem pe celălalt chiar dacă este înaintea noastră întotdeauna. Exact. Asta înseamnă meritocratie. Și din câte am observat eu, mai nou, cam toate joburile trec în online. Cam ce părere ai tu despre asta? Este foarte normal. Oamenii, deci COVID-ul a influențat într-un fel acest lucru, în pozitiv spun eu, pentru că întotdeauna se vorbește despre timp. Deci noi nu mai avem timp să fim cu copiii noștri, să avem timp pentru pasiunile noastre. Nu mai există timp, pentru că mergem la un job și fiecare dintre noi ne vrem mai mulți bani și ne mai luăm un job. Și nu ajungi 8 ore într-o parte, dar mai faci 4 ore și în alta. Și probabil că are cineva care ascultă acest call și exact despre ceea ce vorbesc. Sau faci ore suplimentare la jobul tău ca să faci mai mulți bani. Atunci, ce face? Companiile se axează pe... Deci uitați-vă cât de frumos, să presupunem că orice persoană care ascultă acest call, sau eu și cu Cezar și cu Ana, deschidem orice fel de companie. Și cum putem face să avem mai multe vânzări? Dacă eu îi dau mame mele posibilitatea să-mi facă publicitate și ea să aibă un procentaj pe tot ceea ce vinde online. Dacă îi dau unchiului meu și Cezar la fel familiei lui și familiei lui de mai departe, oare cum o să crească și o să evolueze compania? Când sunt mai multe birouri, să spun așa, care vând în continuare pentru noi. Explodează. Pentru că ăsta este sistemul, exact. Ăsta este sistemul online. Asta este... Și de asta este foarte, foarte important să ne deschidem, să înțelegem cum e. Și în această companie este atât de important, deoarece, dragilor, este o investiție foarte mică ca să începi acest business în care poți să-ți achiziționezi produsele, ai site-ul tău creat deja, cu numele tău, fotografia ta, link-urile bancare unde intră bănuții, bineînțeles, din partea cum. Deci totul. Ca să creezi doar un site de genul ăsta te costă minim 5.000 de euro. Doar site-ul. Doar un simplu site. Un website. Este totul creat unde copiezi link-urile. Ai deja catalogul și filmulețele făcute. Filmulețele deja create despre orice produs în parte care îl poți distribui. Tradus în limbi diferite. Acum este deschis Europa, va fi tradus în limba ta proprie, în limba mamă. Wow! Și poți împărtăși în toată lumea. Deci nu este ca un job clasic în care poți să-l dezvolți doar în orașul tău dacă ai un restaurant. Dacă eu am un restaurant, corect? Și un om vrea din New York să comande hamburgerul care îl fac eu, cum face? N-are cum. Numai dacă eu îl mănânc și spun cât de bun e virtual. Corect? Deci automat se limitează într-un fel business-ul meu, deoarece este local. Dar în momentul în care ai o astfel de companie, tu poți să livrezi în toată lumea produsele și este global și automat venitul este mult mai mare și libertatea este mult mai mare în acel mod. Deci 100% pe online. Este explosiv. Mulțumesc pentru răspunsul lui Cătălin. Apropo, pentru mine seara la ora, în seara aceasta la ora 21, persoanele care sunt în acest program, toți cei care au luat acest curs, suntem foarte, foarte încântați să lucrăm cu voi personal, să comunicăm, să vă cunoaștem, să vă cunoaștem dorințele în așa fel încât să vă putem sprijini. Sunt extrem de onorat să fiu în acest curs, deoarece am început o foarte frumoasă colaborare.
ne putem urmări pe paginile de Instagram, de Facebook, la fel. În această seară la ora 21 voi ține personal o prezentare unde o să aduc maximă și maximă energie. Deci mai avem câteva ori la dispoziție. În primul rând să vă conectați voi. O să pună colegii mei link-ul pe acest grup și bineînțeles să veniți cu prieteni. Dragilor, credeți-mă, ceea ce se întâmplă de acum în 2-3 ani de zile, fiecare om care este deschis și îți dă șansa acum să înceapă acest proiect, va fi binecuvântat din toate punctele de vedere, fără doar și poate. Ăsta este mesajul meu și video să rămână aici. Și puteți să-l ascultați peste un an, peste 2 sau peste 3. Și o să vedeți exact, da? Dar să nu vă pare rău că nu ați început în momentul când ați văzut mesajul. Suntem o familie de oameni foarte deschis. Ne pasă realmente de oameni. Nu suntem aici doar să promovăm banii, suntem aici să facem din oameni cea mai bună versiune a lor. Deoarece doar așa pot să evolueze. Altfel este imposibil. Dacă nu investești timp în tine să te dezvolți, nimeni nu te va urma. Nimeni. Absolut. Dacă nu vă uitați doar la câștigul de bani, trebuie pe peretele fiecăruia în casă trebuie să fie suma de bani ca și obiectiv, dar trebuie să fie ce fel de persoană devii într-un an, 2-3. Cât investești în tine? Cât investești în tine? Genial. Haideți să aducem cât mai multe persoane diseară în Zoom, să ne conectăm, să trecem peste bariere împreună, să dăm cât mai multe telefoane, să contactăm cât mai multă lume, să fim au abilitatea de a ieși din starea de confort permanent, să te împingi cât mai și cât mai mult spre succes. Mulțumesc și ne vedem mâine diseară și împreună putem face o lună mai bună. Ne vedem diseară la ora 21 în call. Mulțumim frumos pentru prezență. Mulțumim frumos! Mulțumesc la amândoi! Ciao!